Înainte de a răspunde la rolul pe care ar putea să-l avem noi creștini în spațiul public, aș vrea să vă dau un exemplu. În anii 60-70, în America avortul era interzis. Au fost câțiva oameni, 4 sau 5 oameni foarte influenți, foarte inteligenți, care au manipulat America în întregime, astfel încât s-a liberalizat avortul. După acel moment au urmat milioane, zeci de milioane de avorturi. Spunea un medic, Bernard Nathanson, care se simțea vinovat pentru 75.000 de avorturi înainte de a se întoarce la Dumnezeu, și spunea: noi am manipulat și mass media și opinia publică americană. Deci, câțiva oameni puși în slujba celui rău au reușit să aducă crimele la nivel de masă în America, crimele datorate prin avort. Răspunzând la întrebare, cred că noi creștinii suntem datori să aducem viața, să aducem lumina, să aducem dragostea lui Hristos în lumea în care trăim.